Fanii lui Ana au început să-l înjure pe Nane din nou la concertul de la Beach Please. Moment în care Nane a scos la iveală informații și dovezi cum că Ian s-ar droga în baie la festivale, ar viola și ar droga minore și că se ceartă cu managerul lui Ran Kervan din această cauză. Droga coaie! Să până la finalul clipului pentru a afla povestea și înainte să începem, vreau să vă spun despre pagina mea de haine, Reps Factory Ro, unde puteți găsi produse de genul la prețuri foarte bune. Pagina o găsiți pe primul link din descriere și cine dă follow o să apară în următorul clip. Nane a anunțat organizatorii de la Beach Please că nu mai poate să ajungă la festival având laringită. Fapt aflat și de Ana atunci când artistul a postat acest story în care face mișto de el. Laringită vibe puțin? How can I be homophobic? Am colaborat cu Ian. Story de la care putem spune că a început totul. Ian dându-i acest răspuns. Îi spună careva lui pizdui la Nane să-mi dea în bloc în pleacă, nu pot să-i văd story-urile. Și parcă aveai laringită, mânca mea pula, cum pula mea cânti. Vezi că te ceartă doamna doctor, mânca mea coaile. În aceeași seară, Ian făcând acest gest pe scenă împreună cu fanii lui. Bule, Nane! Bule! Pe lângă acel răspuns de pe story, pe TikTok au apărut clipuri cu Ian și managerul lui când se certau după concert. Lucru care lui Nane i s-a părut atât de amuzant încât a considerat că merită să reaprindă biful dintre cei doi, postând aceste story-uri în care îl acuză pe Ian că bagă la venă, postând conversații cu fanii ce susțin că l-au văzut pe Ian în baie drogându-se și redistribuind story-urile managerului și omului ce l-apără pe Ian, în care putem vedea că spune că a rămas pe cont propriu fiind în stare să vândă și aproapele. Lucru care e destul de amuzant dacă stai să te gândești, pentru că Ran Kervan a fost omul care împreună cu Ian a mers la podcastul lui Cipirau după disputa de la Gojira de pe live, podcast în care au spus că ei doi nu ar avea motiv să se certe vreodată și că o să rămână mereu frate. Niciodată nu ne-am ars, am fost sinceri. Orice problemă are el, e și problema mea, dacă suntem frați. Și așa am rămas eu cu el mereu, asta e. După toate aceste story-uri în care Ian a fost acuzat că se droghează prin băi, că agresează fetițe și le droghează și că își pune fanii să-i bată pe cei ce poartă mărciul lui Nane, a venit cu răspunsul, postând acest story în care spune că e trist că oamenii pot să creadă aceste acuzații fără dovezi și că îi pare rău că prietenii lui bun de fapt sunt pe interes. Nane a început să facă mișto de el și pentru faptul că a postat un story în care îi se auzea stomacul. Deci spunând că îi oferă un colț de pâine. Însă se pare că toată cearta cu Ran Kervan a fost o farsă. Ian postând acest story în care dă de înțeles că ei doi au vorbit dinainte să facă toată această înscenare. Lasă în comentarii ce părere ai despre toată situația și nu uita să intri pe primul link din descriere pentru cele mai tari haine.